Călătoriile lui Gulliver. Gulliver era un doctor căruia îi plăceau tare mult călătoriile pe mare. Odată, pe când se afla pe o corabie numită Antilopa, se porni o furtună cumplită. Corabia se izbea de stânci și se duse la fund. Fiind însă un bun înotător, Gulliver ajunse cu bine la țărme. Frânt de oboseală, se întinse pe nisipul țărmului și a dormit de îndată. Când se trezi, era legat și țintuit de pământ, neputând să-și miște nici capul, nici mâinile, nici picioarele. Apoi văzu că pe trup îi umblă de colo-colo o mulțime de omuleți, niciunul mai înalt de o palmă. Și oricât încercară ei să intre în vorbă cu el, tot nu izbutiră, pentru că Gulliver nu le înțelegea graiul și pace. Sosit în mare grabă, regele acelui ținut le porunci omuleților să aducă de mâncare și să ridice o platformă, pentru a ajunge la gura uriașului. Când sosi mâncarea, cărată în mai multe căruțe, se dovedi că un coș plin cu pâine și un altul plin cu bucăți de carne abia dacă îi ajungea uriașului Gulliver pomosea. Însă, după mai multe transporturi, omuleții zbutiră să-l sature. Într-o noapte, în vreme ce Gulliver dormea, mai mulți omuleți îl duseră în cetatea lor, purtându-le pe un car uriaș, meșterit de ei și tras de o sumedenie de căluți vânjoși. Odată ajunși, omuleții îl lăsară pe Gulliver lângă o clădire uriașă, care ar fi urmat să-i țină loc de casă. Deși era uriașă pentru omuleți, clădirea aceea se dovedi neîncăpătoare pentru Gulliver, care se văzu nevoit să se strecoare înăuntru târându-se pe brânci și nici vorbă să se poată ridica măcar în genunchi. Fierarul regelui primapoi poruncă să meșterească un lanț zdravăn, cu care să-l priponească pe Gulliver, iar înțelepții regatului îl învățară să le vorbească limba, lucru care îl ajută pe Gulliver să se înțeleagă cu ei. Purtându-se cum se vine, în scurtă vreme Gulliver își făcu o sumedenie de prieteni printre omuleți. Cu toate acestea, îi era tare dor de casă. Zărind într-una din zile o barcă plutind pe mare, înotă până la ea, o legă zdravăn și o trase la țărme. Regele îi îngădui lui Gulliver să o repare și să părăsească Liliputul, cum se numea acea țară a omuleților. Unde mai pui că mulți dintre micuții săi prieteni îi dădură bucuroși o mână de ajutor la găsirea materialelor și la reparatul bărcii. Când se arătă gata de plecare, omuleții aduseră lui Gulliver mâncare și apă pentru drum, dar și niscaiva aur și pietre prețioase, pe care să le ducă în țara lui. Sfârșit! Dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să te abonezi. De asemenea, atingeți clopoțelul pentru a fi la curent cu noile povești care vor apărea în fiecare zi. Mulțumesc!